Imagini revoltătoare, surprinse în parcarea unui supermarket din Târgoviște. Sute de oameni s-au îmbolzit pentru a apuca să cumpere produse la prețuri reduse. Colega mea, Aurina Petre, are mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo. Aurina, bun găsit! Bun găsit! Vorbim despre un lanț de supermarketuri din Târgoviște care a organizat o campanie de reduceri, cel puțin inedită, și asta pentru că ofertele au fost între orele 23 și 4 dimineața, atunci când alte magazine sunt închise în mod normal, iar oamenii, desigur, dorm. Supermarketurile au oferit mai multe oferte la diferite produse, așa că oamenii s-au așezat la cozi, vorbind despre sute de oameni, mulți dintre ei fără măști, fără să țină cont de distanțarea socială, fără teamă. Tot ce a contat pentru ei au fost doar produsele la ofertă. Lanțul de magazine are două supermarketuri în Târgoviște și amândouă au fost neîncăpătoare pentru cei amatori de prețuri mici.